lui Vladimir Putin. S-a confirmat de la Kremlin, au trimis nave de luptă Evgen Prigojin a dat deja startul unui posibil domino, care ar putea duce la noi amenințări pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Acest scenariu a fost menționat și de autoritățile de la Kiev, atât de președintele Volodymyr Zelensky, cât și de fostul șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Numai că ipotezele lor sunt diferite, și doar unul dintre ei se pare că ar avea dreptate. Evgen Prigojin și-a câștigat notorietatea la nivel mondial luna trecută, după ce a mărșăluit cu îndrăzneală cu forțele sale paramilitare spre Moscova, înainte de a se întoarce brusc. Pentru milioanele de oameni care au urmărit ceea ce putea să devină o lovitură de stat, Prigojin, șeful forțelor de mercenari Wagner Group, Pare în continuare să fie cel mai puternic rival intern al președintelui rus Vladimir Putin.